Hello, dragilor! Bine ați venit! S-au revenit pe canalul meu. Astăzi am pregătit o sesiune de produse consumate. Nu știu, fac ce fac și iarăși consum foarte multe produse. Astăzi când am văzut că la puțin timp după ce am filmat Empty, am realizat că iarăși am adunat destul de multe ambalaje în urma folosirii produselor, am realizat că și m-am gândit așa cam câte produse se consumă în fiecare zi de milioane de oameni și câte produse din acestea de reciclat există în România. Și asta din prisma a ceea ce consum eu, vă dați seama, și n-aș putea să zic că sunt un mare consumator, dar cu toate acestea mi se par foarte, foarte multe ambalaje și cred că ar trebui să ne dea de gândit un pic zona asta și cumva autoritățile să găsească metode sau marile companii să găsească metode de reciclare, pentru că chiar sunt foarte multe ambalaje care rămân în urma acestor reciclări de produse. Bun, haideți să începem și să vedem produsele pe care le-am consumat și, evident, ambalajele care rămân în urma acestor produse consumate. Ca de obicei, eu nu am foarte multe produse cosmetice, fac ce fac și nu am așa multe produse, așa că o să vă arăt doar produse din acestea alimentare și produse de îngrijire. Dar haideți să începem. O să începem cu ceva dulce, pentru că este vară și încă este vară, încă avem episoade din acestea de caniculă. Se pare că anul acesta a fost un an așa mai călduros, mai însorit și am avut temperaturi ridicate și cu siguranță septembrie se anunță similar. Așa că în perioada aceasta, și în august, dar și în perioada următoare, eu folosesc și îmi cumpăr aceste înghețate. Știu că o să spuneți că e prea mult zahăr, așa este, dar încerc și eu să limitez consumul de zahăr. De obicei mănânc cam o înghețată pe zi. Aici avem o înghețată cu fistic, este una dintre preferatele mele. Ar avea crunch și pistachio, pieces and chocolate sauce. Da, uitați-vă, are sos din acela de ciocolată. Și îmi place foarte mult înghețata aceasta de la Gelatelli, de la Lidl. Îmi place foarte mult fisticul în alimente, mai ales în dulciuri. Și această cutie are 4 bucăți de către 90 de mililitri sau 67 de grame. Sincer, îmi place foarte, foarte mult înghețata aceasta. Costă în jur de 14 lei. O să vedeți foarte multe produse la mine de la Lidl, pentru că dacă m-ați mai urmărit, ați sesizat că v-am și spus că eu cumpăr foarte mult de la Lidl, pentru că este foarte aproape de locuință și așa că nu mă deplasez în diverse locații, cumpăr ce este mai aproape. Mergem mai departe, tot cu produse din acestea alimentare. Ei au fel de fel de săptămâni din acestea, săptămâna italiană, săptămâna grecească și cam cumpăr diverse produse de la ei. Aici avem niște biscuiți care mie îmi plac personal de la brandul acesta Italiamo, niște biscuiți din acestea cu lapte și miere de la Novellini. Îmi plac foarte mult biscuiții aceștia, de obicei îi mănânc cu mere. Îmi place desertul acesta, combinație mere cu biscuiți, mai ales că mi-aduce aminte de perioada copilăriei în grădiniță. Foarte mult se dădeau ca și mic dejun sau ca desert după amiaza, să zic așa, după masă, cum ar veni, se dădea biscuiți cu mere și practic este desertul copilăriei și îmi mai cumpăr din când în când și mănânc cu miere, dar sunt foarte buni, foarte gustoși și îmi plac foarte mult. Cred că costă cam 9 lei, cam așa, nu sunt foarte scumpi, dar îmi plac aceștia, nu-i găsiți tot timpul, doar când v-am zis, sunt săptămânile acestea ale lor, rest nu prea-i găsiți. Haideți să mergem mai departe. V-am spus într-un clip anterior că a venit sora mea din Grecia și mi-a adus așa mici deserturi.
Eu nu mi-am cumpărat atât de multe dulciuri din Grecia pentru că știu că le mănânc imediat, așa că prefer să nu cumpăr. În schimb, am primit și aici a fost, să zicem, un baton din acesta cu susan, pe care l-am și consumat. Bineînțeles că mi-a plăcut, nu a avut o cantitate foarte mare, 70 de grame. L-am împărțit cu soțul și biscuiții, de obicei noi le împărțim așa, să nu credeți că numai eu consum aceste alimente. Da, deci acesta a fost bun, un desert specific grecesc. Dacă mergeți în Grecia, o să găsiți fel de fel de batoane din acestea cu miere, și la greci și la turci. Acestea sunt foarte bune, dar sunt foarte, foarte dulci, adică sunt extrem de dulci. Bun, apoi în timpul zilei m-am răsfățat cu un desert, tot așa primit cadou de la o mini ciocolată, să zic, nu mini înghețată, mini ciocolată. O ciocolată cu lapte, destul de subțire așa. Mi-a plăcut și ambalajul, nu are decât 15 grame, nu grade. Da, este o ciocolată cu lapte. A fost lejeră, așa, un desert din acesta când ai nevoie de mai multă energie. Chiar a fost destul de ok ca și desert. Ia să văd dacă mai am ceva dulciuri. Nu, cred că am cam terminat dulciurile. Și acum să începem cu produsele de îngrijire și de casă. Prima dată vreau să vă zic că am terminat acest deodorant de la Nivea. Miracle Garden cu iasmin și bergamotă, iasomie și bergamotă. Mi-a plăcut foarte mult acest deodorant. Spuneau ei că rezistă ca și oferă protecție 48 de ore. Sincer, mi-a plăcut gama asta de la Nivea. Mai am încă două, unul cu trandafir și unul cu sherry. Și am fost super încântată. Și da, toată vara asta l-am tot folosit, adică a fost un deodorant din acesta pe care l-am folosit din plin, atât în casă, dar și când ieșeam afară din casă, deci chiar mi-a plăcut. Costă cam 18 lei, 19 lei, îl găsiți la DM, îl găsiți și pe la Mega Image, cam peste tot se găsește, și la Carrefour. Bun, apoi, pentru baie, am consumat acest săpun lichid, cleansing gel, hand soap. Da, este un săpun lichid foarte parfumat. Mi-a plăcut foarte mult gama asta de la Bath & Body Works. Mi-a plăcut și ambalajele cu papagalul acesta, extraordinar, ce să mai... Îți vine să și oprești aceste ambalaje, parcă nu-ți vine să le arunci, ce să mai... Superbe, superbe aceste ambalaje. Mi-a plăcut și designul cu papagalul acesta. Superb, ce să mai discutăm. Dacă n-aș fi avut atât de multe produse în casă, cu siguranță l-aș fi oprit și l-aș fi reutilizat, dar am foarte, foarte multe produse, așa că vreau să mai consum din ele și să mai arunc din ambalaje, pentru că ocupă foarte mult spațiu și nu mai ai loc unde să le mai pui în casă. Dar mi-a plăcut foarte tare gama aceasta de produse. Uitați-vă și voi cât sunt de frumoase. Eu am găsit o ofertă la ei și practic am cumpărat acest gel de mâini cu 20 de lei, dar în mod normal costă 40 de lei. 40 de lei cu siguranță n-aș fi dat. Sunt niște produse pe care le consumi imediat. În primul rând pentru că îți plac și tot timpul te îndrepți către ele să le consumi. Adică eu am două săpunuri lichide la baie, dar tot timpul mă îndreptam spre acesta și eu și soțul ne duceam spre acesta pentru că miroase foarte bine. Acesta a avut miros de mango, da, spune mango Mai Tai și are vitamina E, extract de shea, aloe, uleiuri naturale. Mai spun ei că ar avea nectar de mango, sun-kissed grapefruit și sugar cane. Da, mi-a plăcut foarte tare acesta mango Mai Tai. Mie îmi place foarte mult mango, adică și ca și produs, ca și fruct, dar și mirosul în produse cosmetice, așa că ce să mai, a fost pe placul meu și mai ales având și acest papagal aici, chiar mi-a plăcut foarte, foarte tare. Mergem mai departe cu alte produse pe care le-am mai consumat. Am consumat niște bețișoare din acestea de urechi.
Știu că foarte multă lume o să zică că nu sunt, că sunt periculoase și că nu sunt foarte bune. Nu știu, eu le-am folosit, acestea erau cu lemn ceva, nu neapărat din plastic, mi se pare, cred că era un pic, bețișorul acela era din lemn, da. Oricum, nu, din bambu era, da, bambu, cotton, baț. Da, mi-a plăcut foarte tare acestea, le-am folosit. De obicei le folosesc numai pentru urechi, dar le folosesc, de exemplu, când vreau să mai retușez ceva, nu știu, o unghie pe care am greșit-o, o ojă pe care trebuie să o iau. Bezișoarele alea sunt bune și la retușuri de orice fel pe care vreți să le faceți. Nu știu, ba că este ceva de make-up, ba că este ceva de urechi, nu știu, dacă aveți o problemă, chiar sunt foarte, foarte bune. Da, și acesta l-am consumat. Nu știu de unde l-am luat, de la Mega, l-am luat de undeva din altă țară, habar am de unde l-am luat, pentru că eu îmi cumpăr permanent și acesta chiar nu mi-aduc aminte să, de unde să-l fi luat, nu mai rețin de unde l-am luat, probabil că a trecut ceva timp de când l-am luat și nu mai știu exact. Ok, mergem mai departe, să vă zic așa cam ce produse am mai consumat. Am consumat așa pentru un produs din acesta de la Carefree, mie îmi plac de la Carefree, Cotton Feel Normal, da, îmi plac aceste tampoane zilnice, eu tot timpul îmi cumpăr tampoanele acestea zilnice, sincer mi se par bune, cred că costă 5 sau 6 lei, de obicei le cumpăr din DM sau din Mega, în Lidl nu prea am văzut. Sau au, dar cutii din acelea mai mari, parcă acestea nu l-am văzut. Cred că l-am luat din Mega sau din DM. Oricum, mi se par destul de bune în comparație cu altele și cu siguranță o să mai cumpăr. Adică nu e asta o problemă, eu îmi cumpăr în mod frecvent. Apoi am terminat o cutie de șervețele din aceasta de la Floralis, de la Lidl, sunt cele mai ieftine, cred că costă 3 lei și 50 de bani, cam așa ceva, sau 4 lei, oricum mi se par practice, sunt destul de consistente ca și produs, destul de multe șervețele într-o cutie și le cumpăr permanent, adică din punctul meu de vedere, Lidl reprezintă magazinul care are produsele cele mai ieftine din piață, așa consider eu, făcând comparație cu DM sau făcând comparație cu Mega Image, găsești destul de ieftine produse la ei. Și pentru că vorbim de produse ieftine, tot așa, o să vă dau acum, o să vă zic niște produse din acestea pentru casă, tot așa ieftine. Avem aici un detergent din acesta lichid, pe care iarăși l-am consumat. Eu tot timpul consum genul acesta de produse. Acesta de la W5 cu lămâie este preferatul meu, mai există unul și cu arome din acestea marine, dar mie nu mi-a plăcut acela și chiar nu l-am folosit. Acesta costă foarte puțin, 4 lei, cam așa, cred că e cel mai ieftin produs de pe piață și acesta este și motivul pentru care îl și cumpăr și eu tot timpul am rezerve de recipient, am așa una, două rezerve, astfel încât atunci când, nu știu, mă trezesc că s-a terminat detergentul lichid să am ce să înlocuiesc, da, deci acesta este cel mai ieftin produs și chiar recomand. Bun, mergem mai departe, că tot vorbim de produse și nu am specificat, acesta este un produs pentru un detergent lichid pentru vase. Degresează destul de bine, acum nu vă gândiți că e la fel ca ferii, dar având în vedere raportul calitate-preț este ok și pentru 4 lei la un recipient de 500 de mililitri, chiar e ok. Un raport calitate-preț foarte bun. Am mai terminat și aceste șervețele pentru țesături din acestea care sunt recomandate în special când spălați produse colorate. Mi se par foarte bune și, sincer, la început n-am crezut în ele, nu le-am cumpărat niciodată și le-am văzut la diverse persoane pe YouTube, așa că le-am cumpărat și eu și de când le-am încercat prima dată, vreau să vă zic că le cumpăr permanent, sunt destul de ieftine, cam 8 lei,
Mi se par foarte bune și, într-adevăr, nu știu cum se întâmplă, care e procesul în interior, dar rețin și captează foarte bine culorile. Și chiar mi se par foarte bune. Cu siguranță o să le mai cumpăr, mai ales că avem aici și 24 de bucăți. Chiar mi se par cu un raport calitate-preț foarte bun. Bun, nu mai am foarte multe produse, să știți, deci o să fie un video scurt, dar vreau să duc aceste produse la reciclat, că nu vreau să le mai țin în casă. Ele ocupă destul de mult spațiu și, după cum observați, s-au adunat destul de multe produse. Și aici avem un detergent care îmi place foarte mult, deci este unul dintre preferatele mele. Și anume, deci îmi place maxim cum miroase acest detergent, acest Savex Concentrate Gel 2-in-1 White. Spune că este o formulă puternică. Da, are un litru, și 100 de mililitri, să zic așa. Este un detergent lichid pentru rufe colorate, pentru rufe albe. Da, deci îmi place foarte, foarte mult și miroase, ce să mai, super. Deci nici nu mai ai nevoie de balsam și este unul dintre cele mai ieftine produse de pe piață la nivel de detergenți din aceștia lichizi. Cu siguranță o să-i mai cumpăr. O să observați la mine că eu nu mai folosesc capsule de ceva timp pentru că mi se par foarte scumpe. Nu mi se par foarte eficiente și mi se pare că raportul calitate-preț e destul de jos în comparație cu aceste geluri lichide. Mi se par mult mai ieftine acestea și mi se par și mai eficiente decât capsulele. Asta e părerea mea personală. Iar capsulele mi se par extrem de scumpe. Acesta, de exemplu, costă între 25 și 27 de lei, depinde de unde îl cumpărați. Știu că la Mega Discount există un magazin, cred că prin Pantelimon, exista acest detergent cu 18 lei. Deci sunt locații unde puteți să-l găsiți și mai ieftin. Dar da, este un produs ieftin și bun, să zic așa, și chiar îmi place foarte mult acest detergent, este unul dintre preferatele mele și cu siguranță o să-l mai cumpăr. Acesta și cel de la Sano sunt preferatele mele, mi se par cele mai ieftine de pe piață. Ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este un deodorant de cameră, un spray din acesta de odorizant, care are bergamotă și lavandă. Îmi place foarte mult acest deodorant, mai am foarte puțin din el, uitați-vă cât este, da? Deci mi-a plăcut foarte mult acest deodorant, în primul rând că îmi plac spray-urile acestea, sunt de la Caracha, Caracha Home. Se găsesc când avem aici un recipient de 300 de mililitri, eu am dat pe el 15 lei sau 18 lei, oricum cel mai ieftin produs de pe piață. Dar din păcate nu am mai găsit. Eu când am cumpărat de la ei, m-am dus și am cumpărat vreo 4-5 recipiente atunci și tot am mai căutat. Mă scuzați, s-a întrerupt socoteala, am avut o actualizare, un mesaj din acela de actualizare software și bineînțeles că s-a întrerupt. Ok, da, deci acesta este foarte, miroase foarte bine, împrospetează camera. Și îmi place, are niște particule din acestea foarte scumpe, adică particule scumpe, mă rog, un miros din acesta sofisticat, elegant, un miros din acesta luxuriant, aș putea spune. Da, mă uitam să văd dacă într-adevăr este și pentru lenjerie, de pat acesta, deci poate fi folosit și pentru lenjeria de pat. E chiar îmi place. Chiar îmi place și probabil că o să mai merg la ei. Cei de la Caracha au un magazin de prezentare și de vânzare în Mega Mall și în Afi Cotroceni, cred că. Din ce mi-aduc eu aminte, în Afi Cotroceni. Da, în Afi Cotroceni și Mega Mall. O să mai caut să mai cumpăr de la ei, oricum mi se par cele mai ieftine, adică, de exemplu, la, nu știu, vă dați seama, la 300 de mililitri să cumperi un spray de cameră care miroase extrem de bine, chiar mi se pare un raport calitate-preț și aceste produse sunt fabricate în Turcia. Cam acestea au fost produsele de Empties și produsele pe care le-am consumat, cred că într-o săptămână, am făcut așa o selecție. Dar vreau să vă zic că, da, după cum observați, foarte multe ambalaje rămân în urma acestor produse consumate. Eu aproape zilnic merg să duc
ambalaje la tonetele acelea de reciclare, deci nu vreau să mă gândesc cam câte ambalaje se mișcă în țara asta ca urmare a consumului zilnic. Și cred că e ceva, ar trebui, nu știu, firmele mari, firmele care comercializează, să găsească metode prin care, bineînțeles, împreună cu autoritățile, să colecteze aceste ambalaje, pentru că mi se par foarte, foarte multe. Nu înseamnă să reducem consumul, dar cumva aceste ambalaje trebuie introduse în procesul de fabricație, astfel încât să fie reutilizate. Cam acestea au fost produsele. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dacă ați ajuns până la final. Vă invit să vă uitați pe canalul meu, pentru că mai am și alte videouri create. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații, numai de Empties, dar și produse folosite de make-up, de îngrijire, diverse produse care le mai folosesc eu, parfumuri, precum și videouri de Empties. Vă doresc o zi minunată și toate cele bune!